Un tânăr de 25 de ani a murit înnecat în Dâmbovița după ce a sărit în ajutorul unui adolescent căzut în apă. Scafandrii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București Ilfov au intervenit în această dimineață în jurul orei 6 pentru căutarea a doi tineri care s-au aventurat în râul Dâmbovița, în zona căminelor studențești din regie. Pompierii au aflat că un adolescent de 16 ani a intrat în apă și nu a mai reușit să iasă. Un tânăr care l-a observat de pe mal a sărit să-l salveze, însă s-a dus la fundul apei și nu a mai reușit să iasă la suprafață. Un trecător a alertat autoritățile. Până la sosirea salvatorilor, adolescentul a reușit să iasă singur din apă. La locul incidentului au acționat scafandrii, două mașini SMURD și o autospecială cu barcă. Ulterior, minorul a fost dus cu o ambulanță SMURD la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu. Pentru tânărul de 25 de ani a fost însă prea târziu. Scafandrii l-au găsit mort după 30 de minute de căutări. Potrivit celor de la SMURD, legiștii ar urma să stabilească dacă tânărul consumase alcool sau alte substanțe.